Am dat drumul la înregistrare și zic să începem. Dorez oficial bună seara. Îmi pare bine că ați venit ca să discutăm despre un lucru important, despre apa pe care o bem și care ne poate vindeca sau ne poate îmbolnăvi. Apa e diferită, chiar dacă atunci când ne uităm la ea, mi se pare că este aceeași, curge, totuși are niște proprietăți și proprietățile acestea diferă de la apă la apă și de aceea este important să știm câteva lucruri despre ea pentru ca să vedem cum o putem folosi pentru detoxifierea organismului și pentru regenerare, pentru vindecare. Un scaunel? O să dau aici share la un PowerPoint unde am niște prezentări și o să discutăm cu ele. Spuneți dacă vedeți bine. Ok, să deschidem. Ok, se vede prezentarea? O vedeți bine? Da, se vede bună. Ok, bun. Deci aici ca să vedem în primul rând importanța apei. După cum se poate vedea aici, noi primim nutrienți, adică aminoacizi, grăsimi nesaturate, minerale, vitamine, enzime, fermenți, oxigen, primim din hrană, ceea ce ne alimentăm. Asta împreună cu apa le aduce în sânge, da? Și mai departe ajung la celule. Da? După aia la țesut, la organe, sistemele organe și tot organismul. Da? Corpul unei femei se reînnoiește odată la 6-7 ani. Deci la 7 ani suntem oameni noi, cum ar veni. Iar corpul unui bărbat se reînnoiește odată la 7-8 ani. În 24 de ore se nasc și mor aproximativ 100 de miliarde de celule. Vă dați seama cât de repede ne schimbăm? De asemenea, legat de organe, apa reprezintă o mare parte din ceea ce suntem noi. Apa reprezintă 75% din organism, dacă o luăm ca o medie, 90% din creier. Și chiar în oase găsim apă 13%. Apa este importantă pentru toate reacțiile care au loc la nivel de celulă, pentru buna funcționare a celulei, pentru drenaj limfatic și pentru detoxifiere, exact ceea ce ne trebuie nouă și ne interesează. Da. Deci avem toate motivele ca să vedem care este apa cea mai bună pentru noi și să o folosim. Să văd dacă mai intră cineva. O secundă. Aici putem vedea cum evoluează cantitatea de apă pe care o avem în organism. Când ne naștem, copilași, bebeluși, suntem plini de apă și suntem hidratați. Da? Suntem peste 80% apă. Pe măsură ce înaintăm în vârstă, ne deshidratăm din cauza alimentației care este acide, care deshidratează, din cauza îmbătrânirii și așa mai departe, începe să scadă procentul de apă și astfel ajungem la anumită vârstă între 50-60% să fie doar apă. Da. Deci ne uscăm, cum ar veni. Despre pH. pH-ul este un factor foarte important al organismului și al lichidelor. Da. De exemplu, sângele are un pH care variază între limite foarte stricte, între 7,35-7,43. Dacă deviază de la valorile astea, atunci organismul este în pericol și murim rapid dacă coboară spre acid. De aceea și dr. Bermor spunea că este o absurditate să spui că sistemul limfatic, că limfa, se varsă în sistemul sanguin, care însemna să mori rapid.
dacă s-ar întâmpla treaba asta. Corpul face tot ce poate ca să țină, să mențină acest pH între aceste limite stricte pentru sânge, pentru că de asta depinde viața noastră. Alte lichide, sângele, saliva, iarăși 7,4, limfa aici nu e cât de bine. Limfa totuși e acidă, pentru că ea duce cu ea toate rezidurile toxice și acide. Și urina, da, este totdeauna este acidă și vrea să fie nu foarte acidă, acidă. Dacă este alcalină, atunci înseamnă că e o problemă, înseamnă că rinichii noștri nu filtrează. Aici avem două fotografii. În partea din stânga vedem cum arată la microscop sângele, globulele roșii și tot ce se vede acolo, atunci când organismul este acid și inclusiv sângele este acid. Observați că ele sunt foarte apropiate, se coagulează, se apropie, se formează niște aglomerări de celule, astfel încât globulele roșii nu mai pot transporta oxigenul și, de asemenea, nutrienții. Sistemul imunitar scade, de asemenea. Când se alcalinizează corpul și organismul și sângele, se poate vedea cum aceste globule roșii, da, se depărtează unele de altele, da, încărcându-se cu sarcini negative și atunci se resping, se depărtează și își pot îndeplini funcția foarte bine. Da? Vedeți cât de important este pH-ul în corp. Aici putem vedea puțin o corelație între pH și potențial redox sau de oxidoreducere. Cu cât avem mai mulți electroni, mai mulți electroni, adică ion negativ în cazul de față, cu atât mai mare este cantitatea de energie pe care corpul o primește, cu atât mai sănătos este corpul. Așa, aici de mult spun și am spus-o de mai multe ori și în grup, că apa nu hidratează și oamenii, unii cel puțin, s-au alarmat din cauza aceasta, însă aici putem vedea de ce se întâmplă acest lucru. În partea stângă putem vedea potențialul membranar. Deci fiecare celulă are o membrană, iar potențialul acestei membrane este de plus. E plus 60 de milivolți. Da? E, când avem un pH de 5-6 și avem un redox sau un orb de plus, deci cu plus de la 100 la 500 milivolți și tensiunea este de la 73 la 75, ceea ce reprezintă de multe ori caracteristicile apei pe care o bem, atunci nu poate intra în celulă. Da? Pentru că avem plus cu plus. Știți cum e de la fizică, da? Se resping. Da? Și nu poate intra. Plus că tensiunea superficială este foarte, foarte mare. Da? În partea dreaptă, unde s-a modificat caracteristicile apei, avem pH-ul de data asta alcalin, de la 7, între 7 și 9, și avem un redox între minus, de data asta cu minus, minus 500 până la minus 500, iar tensiunea superficială a scăzut la 43-45 de din pe centimetru, atunci apa poate să intre, pentru că este, da, este plus cu minus, se atrage, tensiunea superficială e scăzută, toate condițiile sunt îndeplinite pentru că apa se pătrunde în sfârșit în celulă. De aceea, poți să bei și 5 litri de apă pe zi, dar dacă ea nu are parametrii care trebuie, atunci apa aceea nu va putea să intre în celulă și nu va putea să ajute la toate funcțiile pe care le are de îndeplinit celula pentru ca să mențină în stare de sănătate întreg corpul și mai ales dacă e vorba să vindece ceva. Folosim niște produse pentru hidratare. Le folosesc de mulți ani.
Și produsele acestea sunt Coral Mine, H500, Hidraselul. Hidraselul, din păcate, nu se mai produce acum, au rămas doar două, H500-le și Coral Mine. Aceste două produse ne ajută ca să transformăm apa obișnuită pe care o avem la dispoziție într-o apă care să aibă parametrii necesari. Și aici trebuie să spun câteva cuvinte de istorie. Henri Coandă este cel care a fost pasionat de acest subiect al apei și al tinereții fără bătrânețe. El a studiat mult timp acest lucru. A vizitat cinci regiuni de pe glob, unde oamenii trăiau peste 100 de ani, erau sănătoși, longevivi și aveau alimentații diferite, dar aveau în același timp ceva în comun, era vorba de apa pe care o beau. Și apa aceea avea anumite caracteristici despre care vom vorbi în seara asta. Patru parametri în special. Și a încercat ca să producă o astfel de apă. N-a reușit, a predat mai departe proiectul unui student de-a lui, un alt om de știință, Flanagan, care el a continuat cercetările și după moartea lui Coandă și a ajuns să creeze niște produse care ne pot furniza această apă, care are caracteristici speciale ce o face să poată să hidrateze la nivel de celulă. Deci parametri, cei patru parametri despre care vorbeam și la care trebuie să fim atenți atunci când evaluăm o apă să vedem dacă ea într-adevăr ne ajută să ne hidratăm sau nu. Aceștia sunt pH-ul, despre care toată lumea vorbește astăzi. Dacă vă uitați la reclame, la televizor sau pe etichetă la sticle cu apă pe care le cumpărăm de la magazin, de la supermarket, fiecare se laudă că pH-ul este mai mare. Care 9, 9, ceva, deci toată lumea într-o competiție. La pH stăm bine, se pare însă ceilalți parametri nimeni nu-i menționează. Da. Exemplu, potențialul redox, care la apă obișnuită este cu plus, se poate măsura. Sunt niște aparate care se pot măsura acasă. Între plus 100-500, da? Tensiunea superficială este mare, adică apa este dură, între 73 și 75 de D pe centimetru, iar structura este amorfă, este haotică. Deci, cam astea sunt parametrii apei obișnuite pe care o bem, fie că e de la robinet, fie că e de la fântână sau de la supermarket de obicei. Da? Dacă adăugăm produsele acestea, de exemplu Coral Mine aici, atunci apa se transformă și ajunge la un pH între 7 și 9, un potențial redox între 100 și minus 500 de mV, deci important e că e minus, că e negativ. Tensiunea superficială scade la 43-45 de din pe centimetru, ceea ce înseamnă că ea devine udă, poate să intre, și capătă o structură hexagonală ordonată care ajută să pătrundă prin porii, prin membranei celulare și să intre. Da? Deci aceștia sunt cei patru parametri importanți pe care avem în vedere atunci când judecăm o apă, ca să vedem dacă este într-adevăr o apă ce hidratează sau nu, care ne poate vindeca sau pur și simplu nu. Probabil că o să întrebați cum se poate că oamenii de mii de ani au băut apă de prin izvoare, de prin fântâni și așa mai departe și totuși nu au murit. Da. Problema este că apa, chiar dacă este apă de munte, de izvor, curată, totuși, ca să fie adusă la parametrii aceștia, organismul nostru trebuie să consume o cantitate de energie destul de mare pentru ca să poată să o folosească. Da? Și de aceea, deci, organismul se deshidratează pe măsură ce omul înaintează în vârstă. Da? Și se poate vedea la față, riduri. Da? Da? Își pierde apa și normal că și celula nu își mai îndeplinește funcțiile bine. Dacă vrem să trăim mult, să fim tineri și sănătoși, atunci trebuie să schimbăm și apa pe care o avem. Trebuie să avem o apă care, într-adevăr, să facă această hidratare la nivel de celulă. Și aici vin să ne ajute produsele acestea. În primul rând, deci avem această apă.
cu aceste proprietăți o avem din fructe proaspete, mă refer, și legume crude, da, hrană vie. Și, bineînțeles, din sucurile făcute din ele. Deci acolo este exact apa biologic disponibilă pentru om, așa cum a făcut-o Dumnezeu. Și aceasta hidratează. De aceea, când vrem să facem hidratare și mai ales când vrem să punem limfa în mișcare, fructele în special și celelalte verdețuri, bineînțeles, legume, dar fructele în mod special sunt esențiale, pentru că altfel n-ai cum să ajungi la nivelul acela interstițial, să pui limfa sau subțiezi limfa, să pui mișcare. Oricât apa ai bea, nu poți să faci treaba asta decât cu fructe și cu legume crude. În plus, acum avem produsele acestea care ne pot ajuta să transformăm apa pe care o bem în fiecare zi, să fie o apă vie care ne asigură sănătatea și care ne vindecă. La bolnavii de cancer, de exemplu, s-a observat un mare deficit de ion negativ de hidrogen. Da. Apa aceasta vine cu o mulțime de ion negativ de hidrogen și furnizează organismul acești ioni, reduc radicali liberi și în felul acesta ne ajută să ne păstrăm mai mult timp sănătatea și tinerețe și de asemenea ajută ca să ne vindecăm. Aici putem vedea ce se întâmplă atunci când în organism avem un echilibru în pH, acid și bază, acid alcalin. Vedem acolo cum este osul, da? Osul normal în stânga. Iar în dreapta, când este practic acidoză, calciu este extras și avem osteoporoză, avem un os care este fragil și a pierdut integritatea. Da? Cam asta v-am spus de aici. Îl mă întorc puțin aici la această schemă, pentru că aici sunt cei patru parametri. Da? Acum... Coca-Cola și faci ceva reclamă, cred că. Poftim? Așa. Acum, eu, cea mai bună variantă de apă, cum o obțin? Cum o recomand de ani de zile? În primul rând, trebuie să curățăm apa, pentru că în apă avem minerale anorganice, pe lângă reziduri, clor și mulțime de alte substanțe care sunt nocive pentru organism, dar chiar și cea din natură, zicem de izvor, are minerale anorganice care nu pot fi asimilate de organism și de aceea ele se depun în organism, încep să împiedice funcționarea diferitelor organe și de aceea primul pas este să ne curățăm apa. Pentru aceasta folosim un purificator, un filtru. Sunt diverse tipuri de filtre, mai bune sau mai puțin bune. Eu recomand și folosesc de mulți ani un purificator prin osmoză inversă. La fel de bun este și un distilator, un aparat care distilează apa, exact cum se întâmplă și în natură, dar care consumă curent mai mult și care produce mai greu apa. De-aia mi se pare mai bun un purificator prin osmoză inversă, care o curățăm, ajungem să fie foarte, foarte curată și după aceea, această apă care este în această fază moartă, o apă moartă, putem să punem produsele acestea, ori unul, ori amândouă, ori H500, care e cel mai puternic antioxidant, ori Coral Mine, care, spre deosebire de H500, are și 7-6 de minerale organice care se adaugă apei și o pot îmbogăți, transformând într-o apă vie. Deci, foarte simplu, se poate pune și unul și celălalt și amândouă. Eu folosesc amândouă. Da. La 1,5 litri de apă purificată se pune un pliculeț de Coral Mine și 1 sau 2 capsule de H500. Și în felul acesta ai o apă foarte puternică, vie, care merge la celulă direct și ne ajută să ne și vindecăm. Cu apa aceasta putem să facem și să începem chiar și detoxifierea. De-aia am spus și în prezentarea acestui zoom. Cel mai ușor mod în care poți să începi detoxifierea pentru persoanele care nu vor să schimbe alimentația, sunt destul de refractare, este să schimbe apa. Suntem făcuți 70% din apă, așa că dacă abordăm problema aceasta cu apă, putem vedea rezultate, îmbunătățiri în stare de sănătate și eliminarea unor simptome, dar poate chiar rezolvarea unor probleme de sănătate mai ușoare, doar prin faptul că ne schimbăm apa. Și putem face așa cum am spus.
luând apă cât mai curată, punem produsele, da? Și atunci o bem de dimineață până seara să fie apa noastră de fiecare zi. Da? Sunt câțiva pași foarte simpli pe care dacă orice om îi face, poate să vadă rezultate deosebite în ceea ce privește starea de sănătate, simptomele pe care le are. Asta este un prim pas cu hidratarea. O să mai prezint în săptămâna care urmează și alți câțiva pași care pot ajuta pe oricine, chiar dacă nu schimbă radical alimentația, să poată vedea rezultate în diversele simptome, probleme de sănătate pe care le are. Acum, legat de apă, v-am spus că este bine să purificăm. Purificatorul prin osmoză inversă e variantă foarte bună și cel de distilare. Dar dacă nu ai încă bugetul, nu poți să-ți cumpere un purificator prin osmoză inversă, atunci poți să cumperi din supermarket, însă trebuie să știi care este apa care e cea mai curată, pentru că dacă este la sticlă și în supermarket, nu înseamnă neapărat că ea este și curată, dimpotrivă. Eu am făcut testări acum mai mulți ani de zile și am găsit ape de la supermarket care erau mai plină de impurități, de substanțe, decât cea de la robinet. Și te mai duci și la supermarket, dai banii, o care acasă, zici că ai făcut o treabă bună. De fapt, nu ai făcut deloc bine. Și dintre apele pe care le-am găsit, care se încadrează totuși la nivelul acesta acceptabil de curată, apă curată, am găsit două. Pe primul loc, cea mai curată pe vremea aceea, nu știu dacă atunci s-a mai schimbat, era apa de vin. Devinul provine din Bulgaria și este importată, este adusă în România, se găsește în alte supermarket de obicei, da? Avea 40 cu TDS-ul măsurat, iar pe locul 2 era apa plată Bucovina, cu 60. Cam asta e limita biologic pură. Restul erau peste și unele erau peste cea apa de robinet. Da? Deși se lăuda pe etichetă, era pusă și o dată foarte bună, dar nu era bună. Deci dacă nu avem cu apă, adică dacă avem purificator, putem folosi apă de la supermarket din acestea două, care este mai la îndemână și ce puteți găsi, în care să puneți produsele acestea. Bineînțeles, totdeauna, baza reprezintă fructele și legumele. Dar, mai ales pentru cei care nu au reușit să schimbe suficient de mult alimentația și nu e preponderent bazată pe fructe crude, pe legume și verdețuri, pe sucuri din ele, pentru este foarte bine. Și chiar și pentru ceilalți, dacă beau apă și o anumită calitate de apă, e bine să bem oricum în fiecare zi. Corpul ne va spune cam cât. Dacă mănânci multe fructe și legume crude, numai că nu o să ai nevoie atât de multă apă, cum au nevoie oamenii care au alimentație ce deshidratează, care este acidă. Însă, dacă e să folosim o apă, asta este cea mai bună și de aceea o recomand tuturor. Deci, cum am spus, putem să începem detoxifierea numai, chiar și numai cu această apă. Un Coral Mine, care costă 88 de lei 60 de bani, 30 de pliculețe un lung de zile, face alcalinizare, deci face și aduce și mineralele organice, asimilabile, ajută oasele și toate celelalte efecte pozitive pe care le are. Le putem avea. Este și un fel de filtru, de asemenea, ca un filtru care mai curăță din clor și din ce mai este prin apă, dacă nu ai altă posibilitate și o poți lua la tine. Acum, probabil că unii se întreabă de ce nu am vorbit despre apa Kangen. Asta este o altă variantă. Eu nu am recomandat varianta asta pentru că acest aparat folosește electroliza, ceea ce înseamnă că apa, prin apă curge sau e trecut curent electric. Și asta, după părerea mea, afectează la nivel intim proprietățile apei. Și de aceea am ales varianta aceasta, care este naturală și care are și aceeași frecvență cu a corpului, deci este, din punct de vedere energetic, mai bună. Da? Cei care au aparate de genul acesta o pot folosi, bineînțeles. Nu știu exact în ce măsură toți cei patru parametri sunt îndepliniți de apa respectivă, dar oricum, deci este mai bună decât orice altceva și dacă are și purificare, e foarte bine să o folosească. E o apă bună. Dar ca să răspund întrebarea asta, pe care probabil mulți sau unii cel puțin și-au pus-o, de ce nu recomandă apa Kangen sau alte dispozitive care folosesc hidroliză, electroliza. Da? Nu vreau să treacă curentul prin apa mea, vreau să rămână așa.
Da. Cam asta cred că este ce am avut să spun despre apă. Și acum, dacă aveți întrebări, neclarități, puteți să le puneți. Sau dacă vreți să mai comentați, să adăugați ceva. Ne dai și E cineva care folosește produsele acestea? Le-a folosit până acum? Da. Cine? Da, eu, Violeta Angel. Da? Eu am folosit. Da, da. Și cum vi s-a părut? Ați avut rezultate? Ce rezultate ați avut? Da, am făcut și un detox cu Colovada și au mers mână în mână aceste Da, da. Coral Mind și H500, da. Și a fost bine? Ați avut... Da, foarte... Da, super, super. Rezultate super. Vreau să spun că în 3 săptămâni am slăbit vreo 8 kg. Da. Da, și asta nu pentru că nu pentru că ai ținut neapărat, ci pentru că ai detoxifiat, ai eliminat din toxine și ai optimizat funcționarea celulei, exact cum și trebuie, da. Exact. În schimb am Kangen, acest filtru Kangen și toată lumea își pune așa întrebări. Nu folosim apa cu pH mare când mâncăm sau nu le amestecăm așa, dar le folosim când spălăm fructele sau când, nu știu, când facem pauză după masă sau înaintea mesei, folosim cu un pH un pic mai mare. Ne-ați recomandat altceva, un nume de un purificator, cum ați spus dumneavoastră? Cu... Indiferent care, osmoză inversă, am mai publicat, am mai postat prin grup de mai multe ori de la Watermag, de exemplu, un exemplu, au oferte bune. Important e principiul, adică să fie osmoză inversă, să fie un preț bun, o firmă care să încrede să poate să-ți dea, și dacă e nevoie de servicii, ceva de genul ăsta. Și nu contează, nu e nevoie să fie la prețuri foarte mari, eu am găsit și sub 1000 de lei, la 800, 900, 700 de lei, în funcție de câte trepte. Poți să-ți faci o configurație după cum vrei tu, cu 5 trepte, cu 7 trepte, cu 9 trepte, sau dacă mai multe, și atunci apa cu atât este mai bună, mai bogată. Unele chiar și ionizare, deci fac chiar și o ionizare a apei cu magneți și așa mai departe. Sunt mai multe lucruri care pot să le facă. Și asta e ca o fabricuță de apă curată pe care o pui sub chiuvetă, eu am la bucătărie, ai robinet separat și când ai nevoie de apă de băut sau pentru gătit, o folosești și pe asta. Când ai nevoie de spălat, o folosești pe cea normală. Și asta poate să fie bază la orice altceva. Da, mulțumesc. Mulțumesc mult. Da. Întrebări? Da, bună, Horia sunt, Horia Lupu mă numesc. Da, am și o întrebare chiar legată, și am un sistem din ăsta de filtrare prin osmoză inversă, doar că am încercat să-i, îl am de vreo 2-3 ani și am încercat să verific cumva și pH-ul și tot timpul mi-a dat sub 7. Am da. Avut, sunt vreo 6 filtre. Asta s-a mai tot studiat, dar... Toată lumea zicea, apoi 7 ar trebui să fie, dar mi-e tot întâi deasub. Da. Și filtrele deci, schimb la 6 luni cam. Nu, deci apa care e filtrată, purificată prin osmoză inversă, e ușor acidă. Și oricum da. apa distilată la fel, are mai puțin de 7. 6,5, 6,8, acolo probabil. De-aia da, deci, ceva de genul, ceva de genul. Exact, da, normal să fie așa, da? De-aia deci se pun produsele acestea, pentru că asta ridică și pH-ul. Îi transformă toți parametrii, îi adaugă și minerale, deci o transformă într-o apă vie și într-adevăr, deci care și hrănește. Da. Deci nu e nimic anormal, e normal să fie așa. Da. Că am inclusiv un rezervor din ăsta de vreo, nu știu, cred că 10 litri este sub cuvetă. Da, da. Și, practic, produsele acestea trebuie puse în momentul în care se bea, nu? Sau în sticlă, sau... Păi da, într-o sticlă, pui apa, deci în rezervor, ăla se ține acolo, deci e un rezervor de 10 litri sau de cât este el, pentru că apa trebuie procesată și e nevoie de ceva timp. Nu e atât de mult timp ca la distilator, dar oricum e nevoie. Și atunci el lucrează acolo și umple rezerva și atunci tu când ai nevoie de apă, ai mereu plin acolo. Exact. Rezervor. Exact, este un robinet separat, noi exact, îl folosim da. Și la mâncare și la ceai. Și l-a spălat fructe la tot, legume. Da, la ceuri e foarte bună apa asta, pentru că fiind lipsă de impurități și având aceste catrici, absorbe maximum din plante. Da? Deci e foarte bună pentru ceaiul. Este ceaiul foarte bună cu apa aceasta.
Și dacă pune și produsele, da, după aia pui într-o sticlă, da, și pui produsele, ce ai la îndemână, deci pui în sticla aceea și aia este apa pe care o bei toată ziua, o iei cu tine, deci cam în felul ăsta. Sunt și Da, sticle super. speciale, avem sticle speciale făcute din materiale care nu au BPA și alte chestii de genul ăsta ca să scurgă în apă. Cine e interesat, există și ceva de genul ăsta. Dacă nu, și sticla de plastic, dacă o bei repede, sau o sticlă de sticlă, deci e bună să limităm cât mai mult să scurgă substanțele dintr-o sticlă care e din plastic. Știți că nici asta nu e. Da. Sticla de sticlă e cea mai bună, cea mai Cea mai sănătoasă. mai greu de cărat și se poate sparge, dar e pentru sănătate cea mai bună. Exact. Mulțumesc. De ce? Aveți un grafic la un moment dat în care ne arătați că procesele regenerative sunt mult mai rapide. În momentul, scuze să porneți video, sunt mult mai rapide în momentul, sau mai potente în momentul în care pH-ul este mai ridicat, dar în același timp pH-ul trebuie să aibă anumite limite. A spus că pentru sânge e foarte strict și presupun că și pentru alte, pentru limfă, limfa am înțeles că ar trebui să fie puțin acidă sau să preia din acid. Dacă aceste lichide sunt stabilite între niște limite, în afara cărora nu mai funcționează procesele în organism, de ce spunem că e bine ca totul să fie cât mai alcalin? Ei, în primul rând, pentru că noi suntem acizi. Dacă avem stilul de viață, suntem foarte acizi și ca să contrabalansăm avem nevoie de alcalinizare. Și o facem cu hrana noastră, sau așa trebuie să o facem, în primul rând, cu fructele și legumele care alcalinizează, cu sucurile din ele. Și bineînțeles, dacă avem și o apă care este alcalină, dar cum am spus, nu doar alcalină, trebuie să aibă cei patru parametri. Și ORP-ul, sau redoxul și structura și de asemenea tensiunea superficială, ca să poată să facă hidratare. Atunci organismul îi funcționează optim. Nu va trece peste, adică nu vei ajunge în alcaloză. Asta nu se va întâmpla niciodată. Dacă păstrezi în parametrii pH-ului, să zic așa, între 8 și 9, e ok. Da? Nu e nicio problemă. Și nici așa, chiar dacă ai trece mai mult și să bei o apă de genul ăsta mai mult timp, nu cred că s-ar întâmpla nimic. Sunt foarte puține cazuri de alcaloză, oameni care sunt prea alcalini. Da? Foarte puțin. Problema principală a omenirii este aciditatea. Și majoritatea oamenilor, adică 99,99% dintre oameni, sunt acizi. Și cale de vindecare este să încercăm pe orice metodă să alcalinizăm organismul. Și aceasta poate fi o cale de asemenea. Deci pe lângă alimentație și apa, având în vedere că suntem 70% formați din apă. Este cel mai ușor de îmbunătățit starea de sănătate prin schimbarea apei. Cea mai ușoră schimbare pe care poți să faci în stilul tău de viață. Nu? În loc să bei o apă, bei altă apă. Nimeni nu poate spune că există cel mai ușor de schimbat pentru ca să-ți îmbunătățești sănătatea. Și cum se determină aciditatea organismului sau pH-ul organismului? Prin sânge, salivă, Ei, nu cum, de știu, exemplu, limfă? sunt hârtii alea, turnesol, care măsoară pH-ul, sunt și pH metre, care măsoară lichidele. Ok, dar chiar trebuie să, nu știu, să fac analize de sânge și să măsoare pH-ul? Sângele oricum e constant, nu Dacă știu vrei să-l dacă... măsori, da, dar nu văd ce sens ar avea, că ăla oricum, deci trebuie să fie între limite stricte, nu. Pe asta spun. Dacă Și vrei să la ce ne măsori uităm? ceva, dacă Da. vrei să măsori ceva, măsori pH-ul urinei, eventual pH-ul salivei. Ok. Deci practic dacă astea două Asta e cresc, un atunci indicator, teoretic e da, mai bine. indicator pentru starea organismului, ca să dai seama cât de pH sau cât de alcalin sau cât de acid este organismul. Și pentru salivă sau urină, care ar fi niște valori care să ridice niște semne de exclamare? Păi la urină, pH ar trebui să fie, după doctorul Bemos, cel puțin în jur de 6-6,5, iar la salivă 7,4, am băgat acolo, ia, a fost un, ia să văd aici dacă Da, 7,4. o am pe aici prezentarea aia. 7,4, Era slide-ul 9, cred. 7,4.
O secundă, acum îi dau share. Okay. Dau share. Da, aici este. Deci aici spune 5,5, Urina, dar când e 5,5 deja e problemă. Acolo rinichii sunt în o stare proastă dacă ajungi la 5,5. Da. Nu vrem nici să fie foarte acid, foarte acidă urina, dar nici alcalina. Cam între 6, 6,5, cam pe aici. Iar saliva, da, este ușor alcalină, deci de 7,4. Iar limfa este acidă de obicei, pentru că ea e cea care poartă toate deșeurile acide, toate toxinele din corp și atunci ea este acidă. Aici nu știu de ce a trecut 7,5. În final. Probabil că în mod ideal, dacă nu are nimic de preluat. Nici în mod ideal, că în mod ideal tot trebuie să transporte toxine, pentru că în fiecare zi celulele trebuie să excreteze, trebuie să elimine acid, urma procesul metabolic. Hmm. Și totdeauna trebuie să fie acidă, nu are cum să nu fie acidă. Da, în fine. Ok. Da. Da, mai sunt întrebări, neclarități? Are cineva, în afară de domnul care am vorbit, purificator acasă? Vreun tip de purificator prin osmoză inversă sau distilare? Eu am o carafă. Da, eu am. Da? De care? De la Nobel. Ăla este, nu este chiar Kangen, tip Kangen, nu? Face și apa la acolo. Da, da. Și mineralizează după ce face osmoza inversă. Da, păi și la cel cu osmoză inversă, la purificator, are o treaptă de remineralizare, se cheamă. Da. Eu aș scoate treapta asta și se bagă coral minus, sau, deci produsele astea aș scoate, pentru că dacă bag înapoi astea care sunt anorganice, iarăși... Dar eu nu pot să folosesc așa, pur și simplu. Când, bine, mi s-a mai explicat mie că ar trebui din spate să umblu eu, să la furtune acolo, să le unesc altfel, nu mă bag. Dar pur și simplu să pun în sticlă și să-mi pun coral mine. Nu e în regulă? Se poate, da. Dar oricum, deci, dacă are o treaptă de remineralizare, atunci el deja introduce în ultima treaptă acele minerale care sunt în cartușul acela și probabil că sunt minerale anorganice, mă gândesc eu, că de obicei așa e. Trebuie văzut în prospect, citit și documentat. Și de-aia spun că dacă e situația asta, atunci e preferabil să scoți treapta aia și să abagi ca minerale coral minus sau ceva asemănător ca să-ți adauge, dacă vrei, niște minerale care sunt organice și care sunt asimilabile pentru corp. Bine. Coral minus îl folosit foarte mult pentru probleme de oase, cei care au probleme osteoporoză, dar probleme cu articulațiile. Pentru că coralul, dacă ați văzut, deci la microscop, are cam aceeași structură ca și osul. Parcă e făcut după același calapot. Da? Și el vine cu mineralele acestea și ajută. Deci ajută foarte bine la remineralizare. Deci pentru oase în mod special și articulații și așa mai departe. Doamnele, de asemenea, pentru celulită. Deci pot să reducă celulita chiar și numai cu coral minor. Am avut și am văzut rezultate. Da? Pentru că se merge pe alcalinizare. Dacă vrei slăbești, să reduci trebuie să faci o alcalinizare și o detoxifiere. Și asta face exact, într-un singur piculeț. Nu am obținut coral mai nou. E chiar din reciful de coral sau... Da, e ceva? Un coral special, sangă din Japonia, pe care îl extrag, îl spală, îl curăță, îl purifică și îl macină și îl pune niște piculețe, ca la ceai. Și alea se bagă în apă. Oh. Difuzează. Deci asta nu e destructiv pentru mediu? E coralul de acolo? Au o metodă care nu e destructivă, nu. Deci eu întreg filmuleț, dacă vă interesează, o să pun poate link-uri la înregistrarea aceasta și către produse. Dacă vrea cineva să se înscrie, înscrierea gratuită și nu e nicio obligație de a comanda și după aia poți să-ți comanzi produsele astea sau altele.
și de asemenea o prezentare despre Coral Mine. E și un video de 15 minute, cum se extrage, cum se descoperi și mai departe. Le pun aici, la, când o să pun înregistrarea, se bagă în comentarii, pun link-ul pe asta, ca să fie pentru ce interesează. Spuneți, vă rog, în optic Coral Mine, se poate adăugat plasma de canton? Deci, da, din câte știu eu despre plasma asta, deci nu văd să fie vreo incompatibilitate între ele. Uh-huh. Folosiți? Da. Și ce rezultate aveți? Mă simt parcă mai energic așa. Și pentru, la copii îl folosesc pentru demineralizarea dinților. S-a stopat demineralizarea, doar că nu putem să oprim consumul de dulciuri și asta e o problemă. Și de cât timp îl folosiți? Poftim? De cât timp îl folosiți? Din august undeva, anul trecut. Din august? Da. Am înțeles. Da? Mai sunt întrebări? Cine are microfonul să-l închidă dacă nu vorbește? Așa, cum spuneam, asta este un prim pas. O să prezint câțiva pași pe care oricine poate să-i facă foarte ușor, fără să schimbe prea mult alimentația și să vadă rezultate în vindecare, da? În reducerea simptomelor. Primul pas este cu hidratarea. Oricine poate să facă lucrul ăsta, chiar dacă nu schimbă alimentația. Poate să facă să schimbe apa. Da? Al doilea pas o să-l anunț și după aceea al treilea, în următoarele săptămâni. Așa că nimeni nu are motiv și scuze ca să nu înceapă detoxifierea. Da? Putem face și cu schimbări minime de alimentație, dacă oamenii așa nu doresc. Deși asta este idealul, să ne schimbăm, să revenim alimentația pe care Dumnezeu a dat-o și care ne asigură sănătatea și vindecarea dacă suntem bolnavi. Da? Da? Mai sunt întrebări? Da, mai spuneți la un moment dat că se poate măsura potențialul redox al apei. Știți cumva prin ce aparat sau ce trebuie să căutăm? ORF-metru se cheamă. Unele ORF-metru se poate găsi și pe internet, dacă, pe site-ul dacă găsești, de căutare găsești. Puteți să spuneți pe litere? ORF-metru. ORF-metru, da. Okay. pH-metru este cel care măsoară alcalinitatea, adică cât pH-ul. Și TDS măsoară impuritatea din apă. Se pot găsi aparatele astea pe internet și nu sunt scumpe. Unele au chiar amândouă, adică și pH-metru și ORF-metru. Eu am din ăsta, unul care are amândouă funcțiile. Și pot să măsoară pH-ul și ORF-metru la... Interesant. Da. Eu am început să mă joc cu pH și am observat că apa de la robinet din București are aproximativ 7,7 și nu. Mă așteptam să fie ceva mai jos, dar pare destul de bună. Problema este că pH-ul ăsta este realizat pe baza calcarului, minerale anorganice, cum am mai spus. Calcarul care ne este o problemă pentru sănătate. Da? Ăla trebuie să-l scoatem din apă, nu trebuie să-l băgăm în organism. Și pe baza acestui calcar și altor minerale anorganice se crește pH-ul. Deci e cumva amăgitor. Are pH-ul alcalin, 7,4 sau cât are. Da? De aia, trebuie să cureci și după aia eventual să pui, dacă vrei să ai apă sănătoasă și care să vindece. Bun. Dacă nu mai sunt întrebări, neclarități, puteți să mai puneți eventual după aceea întrebări și în comentarii când o să postăm sau la postarea unde a fost făcut pentru Zoom-ul acesta și vom răspunde.
Acolo voi posta și, cum am spus, link-ul către produse. Dacă vrea cineva să înscrie și să comande, eventual poate să vorbească și cu mine dacă are neclarități. Și pentru o prezentare, cum am spus, cu Coral Mainu. Și eventual mai putem face și alte materiale, alte legate de apă, dacă oamenii sunt interesați. Dar cred că pentru început, dacă e cineva doritor să facă schimbarea asta, deci are suficient informații ca să o facă și să vadă rezultate cât mai repede. Da? Așa că vă doresc o seară liniștită, sănătate și vindecare de plină. Și o primă oră frumoasă, cel puțin. Mulțumim la fel. Mulțumim la fel. Mulțumim. A fost marți, dacă nu a fost zilele astea, da. Seară bună. La fel. La revedere. Mulțumim.